Ei, hey, prieteni, am revenit cu un nou material. Astăzi am să vă povestesc despre margarete. Știați că sunt originare din Europa, Asia, Africa. Ne vom bucura de margarete în nuanțe de alb, roz, roșu, galben, portocaliu, albastru, violet. Ele se înrudesc cu floarea soarelui și fac parte din familia Asteraceae, margaretele fiind plante ornamentale decorative. Le vom regăsi în propriile grădin pe pași, ghivece, jardiniere, în grea, buchetelor, aranjamentelor. Margaretele simbolizează inocența, puritatea, dar mai știați că simbolizează și bucuria, romantismul. Margaretele albe significă inocența, puritatea. Cele roșii, dragostea. Cele roz, romantismul, feminitatea. Cele galbene, portocalii, bucuria, prietenia. Cele albastre ne dau uh, un pic de relaxare. Iar cele violet simbolizează eleganța, galitatea, rafinamentul. Margaretele sunt considerate ca fiind florile eleganței a rafinamentului. Dacă vreți să dăruiți în dar un buchet de margarete, cu siguranță nu vă da greș cu un astfel de buchet semnificând eleganță și rafinamentul. O zi plină de eleganță și rafinament să aveți precum a florilor de margarete.